La început de an școlar, Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului, prin sectorul social filantropic și de misiune, desfășoară proiectul Ghiozdanul meu. În cadrul acestuia, copii proveniți din familii defavorizate primesc ghiozdane și rechizite. O primă etapă a proiectului s-a desfășurat ieri în comuna Beleți-Negrești. Aici au fost oferite 115 ghiozdane echipate cu rechizite. Astăzi am demarat campania Gheozanul meu, campania Arhibiscopiei Argeșului și Moșelului, care ajunge în protopopia Tutopoloveni, într-o parohie mică, la o școală mică, unde o mulțime de copii frumoși au primit darul nostru. Suntem cu toții încântați de întâlnirea cu ei. Am văzut copii dornici să înceapă anul școlar cu voie bună și cu Hristos în inimă și de aceea noi am gândit că e cel mai potrivit lucru să le aducem acest dar acum la început de an școlar. Pentru unii a fost o binemerita, un bine meritat ajutor, pentru alții a fost o motivație în plus și mulțumim încă o dată Arhiepiscopiei Argeșului și mușelului pentru cadoul oferit și ne bucurăm că astăzi au fost alături de noi și ne dorim în continuare același ajutor și același sprijin. Noi în fiecare an avem Părintele Paroh nostru alături de noi și cu orice ocazie este în preajma noastră. Am putut să venim în această și să dăruim 115 ghiozdane complet echipate cu toate rechizitele necesare pentru anul de studiu 2021-2022, care să le fie de folos pentru fiecare elev în parte pentru identificarea acestor copii am fost sprijiniți de către doamna director din unitate, care împreună cu cadrele didactice și într-o bună cooperare cu preoții slujitori din această comună, au identificat copiii care provin din familii cu venituri materiale reduse, cazurile sociale, familii monoparentale, și ne-am gândit ca, pe lângă darurile oferite acestor copii, să venim și în întâmpinarea elevilor care au avut rezultate deosebite în anul de studiu 2020-2021. În zilele următoare, caravana socială Ghiozdanul meu va ajunge și în alte localități din județul Argeș. Scopul fiind acela de a diminua abandonul școlar și de a ajuta familiile cu posibilități materiale reduse.